festivalul Mureș Dorurile Tale, a ajuns la cea de-a treia ediție, care se va desfășura la Reghin în perioada 22-23 octombrie, cu începere de la ora 17. Este un festival organizat de Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, în parteneriat cu Primăria Reghin și Casa de Cultură Reghin. Respectiv, ne bucurăm de sprijinul domnului director Conțiu, care este și dirijorul orchestrei care va acompania concurenții pe scenă. Este un festival de interpretare a muzicii populare românești. Avem 15 persoane care au trecut de preselecție, deci pe scenă se vor prezenta 15 concurenți. Concursul se adresează, așa cum spuneați, debutanților, persoanelor care doresc să facă o carieră în sensul acesta, pentru că, da, trebuie să spun, aceasta este misiunea Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică prin secția sa Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș. Repet, misiunea este aceea de a descoperi tinere talente și de a le ajuta să dezvolte și să ducă mai departe tradiția populară, autentică. Sunt două zile de festival, cea de-a doua este seara de gală, în care vor urca pe scenă cei care ocupă locurile de pe podium și respectiv câștigătorul trofeului. De asemenea, invitat este și câștigătorul trofeului de anul trecut. Avem și invitați speciali. Persoana care au trecut de 15 ani și până, dacă nu mă înșel, până 25 de ani, deci o singură categorie de vârstă. Pentru că, sincer, nu suntem de acord ca încă de mici copii, deci, nu știu, de 3-4 ani să fie deja urcați pe scenă și să concureze. Eu nu sunt mare specialist în domeniul muzicii, dar cei care sunt din domeniu zic că până la urma urmei, sub o anumită vârstă, nici nu e prea bine să fie forțată vocea copiilor. Avem 3 premii, adică premiul 1, 2, 3 plus marele trofeu și respectiv mențiuni. Și pe lângă aceasta, deci, promovăm nu numai cântecul autentic, dar și costumul popular autentic, de aceea avem și un premiu special pentru, sună un pic cam ciudat, că cel mai autentic costum popular, să rămânem că pe acel costum popular care cât de cât este foarte aproape de ceea ce s-a purtat, nu știu, acum 50 sau 100 de ani. Sunt concurenți doar din județul Mureș, deci deocamdată suntem la început, de aceea nici n-am preferat să fie un concurs național, deci am început doar în județul Mureș. Acum asta trebuie să vă și zic că deja am evoluat, sau mă rog, foarte mult, ne-am dezvoltat, ținând cont de faptul că prima ediție a fost susținută la Idicel Sat, în cadrul festivalului din localitate. Anul trecut am reușit să facem o legătură, să facem un parteneriat cu Casa de Cultură Eugen Nicoară din Reghin. Anul trecut era de o singură zi. După cum vedeți, anul ăsta deja, iarăși, am mai crescut un pic. Am făcut partea de concurs respectiv gală și treptat, încet, încet, într-adevăr, vrem să ajungem ca acest festival să fie unul național, pentru că trebuie să menționăm și acest fapt, cândva în anii, până la începutul anilor 90, deci, de fapt, în Reghin s-a organizat un concurs de interpretare a muzicii populare de nivel național. Și acolo vrem, de fapt, să ajungem iarăși. Am preferat să rămână cu ceva în urma acestui concurs și ne-am gândit la ceea ce este mai important pentru un tânăr artist care, iată, își propune să facă o carieră. Și atunci, firesc este ca să oferim premii microfoane. Fiecare cântăreț de muzică populară are microfonul lui propriu
Iar cred că nu poate fi nimic mai frumos decât faptul că peste 10 ani, peste 20 de ani, când încă probabil va mai folosi acel microfon, acest cântăreț care, să zicem că va ajunge și ne dorim să ajungă celebru, va spune, uite, acest microfonul pe care l-am câștigat la primul concurs de interpretare a muzicii populare. Mi se pare ceva foarte pragmatic și foarte important, să rămâi cu ceva. De obicei, sunt de părere că e bine să se rămână cu ceva în urma acestor concursuri și nu numai, atât pentru public, cât și pentru concurenți. În preselecție, evident, a fost testată calitatea interpretării, pentru că la concurs în sine, așa cum spuneam, va fi examinată și va fi punctată și ținută vestimentația, așa cum bine spunea domnul Vaida, dar da, la preselecție a fost foarte important. Cât s-au prezentat? 20 de persoane, din care au rămas 15. Președinte al Comisiei de Jurizare este cunoscutul interpret de muzică populară Ciprian Istrate. Ca și membru al juriului avem pe doamna Borzan, cercetător din cadrul Muzeului de Etnografie Reghin, care va puncta în mod special, așa cum spuneam, vestimentația, costumul popular, pentru că dânsa este un specialist recunoscut în domeniul acesta. De asemenea, din jur mai face parte domnul Mihai Tudor Nașca, realizator și prezentator de televiziune. De asemenea, doamna Ramona Preja, care este conferențiar universitar, doctor la Universitatea de Arte Teatrală, Facultatea de Muzică. Deci este pe specialitatea de muzică, canto în mod special și dânsa face parte din jurul. Și nu în ultimul rând, subsemnatul Iuliu Praja, în calitate de manager al instituției, uneia dintre instituțiile organizatoare, respectiv Centrul Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică. Spuneam că sunt doi organizatori, două instituții organizatoare în parteneriat, da, Centrul Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică, care aparține de Consiliul Județean și finanțatorul principal, evident, este Consiliul Județean. Este un buget foarte muncit, ca să spun așa, și ne propunem, da, să crește, dar pentru asta trebuie să și demonstrăm că este justificat să creștem. Evident, pe viitor ne propunem să atragem fonduri și din alte surse, de exemplu, un parteneriat public-privat, aici mă gândesc la sponsori, dar evident asta vine odată cu creșterea festivalului. Este foarte bine punctată prezența invitaților, deci încă o dată spun, ne-am străduit și am negociat cât am putut de mult și este un buget foarte muncit. Am încercat să motivăm invitații noștri să vină atât pe relație de prietenie, cât și pe relație de drag de-a lor legat de cultura tradițională și autentică. Și, evident, ne-am străduit să oferim totuși și o remunerație pentru prezența lor, dar aceasta a fost bine, bine negociată și prin faptul că sunt niște oameni cu suflet mare, iată, am reușit să colaborăm împreună.